să nu rămânem fără curent acolo sus la bălea alea, că ar fi jale. N-au trecut decât câteva minute. Bă! Mamă, exact lângă tine aici, Doamne! Mamă, nu, ce sentiment! Tot îmi dădeau mașinile flash-uri de pe sensul opus și nu știam de ce. Aproape de cel mai înalt vârf din România. Câți urși o să vedem până la final? Până acum am văzut... Noapte bună! Bine am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem pe bune o nebunie. Mergem pe Transfăgărășan să dormim 24 de ore practic în Tesla. Parcă acum când sunt la challenge e mai mare emoție. Suntem alături de Ioana Steluța în spate aici. Suntem la ieșire din București. Parcă până să ajungă ziua asta sau până aseară mai exact, nu realizam ceea ce fac. Dar acum parcă încep să realizez și încep să am niște temeri așa, mai ales de urși. Aia e cea mai mare teamă pentru mine și cred că și pentru Ioana Steluța, nu? Ia ce zâmbesc. Eu am realizat teama asta de când mi-a zis el de ideea asta lui, mi-a zis de vreo 2 luni. De mult timp am asta în plan, am reușit într-un final să fac și treaba asta. Dacă mai ieșim vii, dați like și dacă nu, tot dați like. Cam așa arată portbagajul nostru, deci zici că ne mutăm acolo, dar na, trebuia să avem perne, plapumă, am luat salteaua, avem tot ce trebuie. Fără să mai sunt la discuții, haideți la drum că avem un drum destul de lung. Am o propunere pentru tine ca să te fac mai fericită. Ne oprim, dacă tu suntem aici, să luăm un Starbucks? Da, da, caramel frappuccino cu la așa dată la jos, da, cu dublu cafea, dublu aia, dublu aia. Dar e acolo semnul, oricum e acolo. Am înțeles, gata. Acă chiar mă simt mai bine, dar mi-e foame. Vedem și unde mâncăm, că habar nu am, bă, deci nu avem un plan, nu aș avem mânca un Dumnezeu. Un Popeyes. A? Aș mânca un Popeyes. Tu mi se spacă Popeyes. Ce o fi o fi, dați pe butonul de like, abonați-vă pentru videoul ăsta pentru că am mari emoții să-l filmez. Hai să luăm o cafeluță. Ce am ajuns la drive-thru aici. Undeva aici avem comanda, dacă mai știți. Dacă n-ați văzut Reels-ul, intrați pe Instagram și dați acolo un follow neapărat. Deci avem aici caramel frappuccino, hai să facem comanda, ce să mai. Aș dori și eu un caramel frappuccino cu extra caramel, okay. Cu extra frișcă, cu extra cafea și extra sirop. Sper că mediu. Eu îi arătam că vreau doar extra cafea, dar el le-a pus tot pe toate. Pe toate, bă, să fie, lasă așa că facem aceeași combinație, că a fost bun, nu? Deci că iau caramelul așa și mi-l torc pe gât. Bine, e, e bun. Bun. E bun, e bun, dar a pus mai mult decât data trecută. Urcăm oficial pe autostradă, punem autopilotul și ne uităm să vedem cât facem până acolo. Ne spune că vreo 4 ore o să trească să încărcăm aparent pe drum pentru că ajungem cu minus 10% și am ajuns la Argeș Mall pentru că trebuie să mâncăm și noi ceva și am zis, hai mă, să ne oprim aici la mall, mai ales pentru că e un mall nou. Să avem poftă, foarte mișto mallul ăsta. M-a surprins, dă vibe așa de București la partea de Park Lake sau Mega Mall, ceva, nu? E mult mai frumos decât multe mall-uri de la noi din București. Eu am rămas surprinsă, foarte tare. Ia uite ce, am rămas surprinsă de Argeș Mall. Și mai ales ca Popeyes. Gata și cu mall-ul am mâncat și afară e o căldură imensă, 35 de grade. Și faptul că în seara asta o să stăm la 8 grade. Ne-am luat geci, ne-am luat tot ce trebuie, vă dați seama că nu suntem doar așa. Tu ți-ai luat? Nu ți-ai luat geacă? Păi e de-aia subțirică, dar la 8 grade mingheață tot. Hai, mașină nu o să fie 8 grade, vă dați seama, dar gata, am băgat mașina la încărcat, încărcăm rapid cu 1 leu kilovatul. Aici sunt multe stații și prin multe vreau să zic multe, că mai sunt și prin spatele meu. S-ar putea să mai încărcăm până să ajungem pe Transfăgărășan, pentru că în seara asta avem nevoie de foarte multă baterie ca să fim liniștiți acolo, că nu rămânem pe munte cu mașina electrică, că asta e din nou o altă chestie, provocare, să nu rămânem fără curent acolo sus la bălea alea, că ar fi jale. Chiar o să fie interesantă experiența asta. Acum stăm puțin să încărcăm și ne punem la drum. Ultima oprire înainte de Transfăgărășan, trebuia să facem provizii de la Kaufland, am mai încărcat pentru vreo 10 minute la stația asta foarte rapidă de aici. Iar acum vine greul. Acum, urați-ne noroc că mergem pe Transfăgărășan. Mașina spune că ajungem cu 56% la Bâlea Lac și atâta practic o să avem disponibil pe tot parcursul nopții, că acolo presupun eu că o să stăm și sper că o să stăm. Nu știu exact unde o să stăm. Crezi că ne ajunge bateria? Depinde, dar nu cred. Nu știu, mie mi-e frică. Păi, dar unde să cărcăm? Nu zic că nu ne ajunge, că altfel... Păi ce mai, acolo aproape nu găsim? Nu, nu e nicio stație. Ideea e că trebuie să găsim un loc bun unde să campăm, nu în pădure cumva, că dacă e în pădure înseamnă urmă. Transfăgărășan deschis! Începe emoțiile, pe bune, deci
am emoții și nici n-am ajuns undeva unde să campez, că nu știu unde. Trebuie să găsim un loc. Ideea e că pe timp de noapte nu cred că ai voie să traversezi Transfăgărășa, nu cred că e închisă circulația practic pe timp de noapte. Găsim noi. Dar vreau undeva acolo sus, la Bâlea Lac, să avem și noi priveliște ca lumea dacă stăm, nu? Am zis tocmai ce am zis, că o să dăm de un urs. Uite ursul, băi! Mâncați-aș gura ta, mamă, uite ursul ăsta. Uite încă un urs. Doi! Eu am zis că sunt urși. Mă opresc fix lângă urși. Deci uitați-vă și da, nu deschid geamul, nu nimica. Eu uite cum stau aici, așteaptă de mâncare. Mama lor era în spate. Deci eu tocmai ce am zis Ioanei, că exact în zona asta am văzut urși când am mai fost eu pe aici. Și uite că cred că aceiași urși sunt. N-aiba știe dacă sunt aceiași sau nu, dar... Bă, ce tare, am văzut și eu urși. Uitați-vă la el. N-au trecut decât câteva minute. Bă! Mamă, exact lângă tine aici, Doamne. Bă, alea, ce sentiment. Bă, frate, cum arătau. Tu l-ai văzut de aproape, s-a văzut da, bine? M-am uitat în ochii lui, efectiv. Eu dar nu făceam filme proaste, ca și cum da. La un moment dat o să sară pe da, mașină. Da, bă, și mie, și mie mi s-a făcut un pic teamă. Bă, am stat așa de aproape și să sară pe mașină sau ceva da. De genul ăsta. Până acum am văzut 4 urși. Câți urși o să vedem până la final? Vă las câteva secunde să scrieți în comentarii câți urși o să găsim până la destinația noastră. Al cincelea urs ăsta efectiv stă și așteaptă mâncare. Uitați-vă la el. Mamă, ce gheare are. Mamă, pe bune, ce gheare are. Deci că e milog. Deci al șaselea, de ce mă întrebați, tot la fel pus aici ca să cerșească. V-ați învățat, bă, toți. Ce naiba, frate, câți urși. Ăștia ultimii au fost mai bătrâni. Ai văzut că aveau da. Și mai de blană albă, așa erau. Da. Cu ghearele, atât dacă stăteau o labă, da, murei. Altul. A se număra, că eu nu-mi vine să cred. Mai sunteți, mă? Tot îmi dădeau mașinile flash-uri de pe sensul opus și nu știam de ce. De ce credeți? Ia, uite! Vai, sunt pui! Oh my god! Iubire, uite de la ei cum vin! Doamne, ce drăgălași! Salut, mami! Să moară, băiți! Era doar o mamă și un copil, părea. S-au și speriat când au oprit mașina aia. 14, mă? 14, da. Cât de chill, cât de relaxant e când îl văd așa, cât de se relaxează, când zâmbește. Ai văzut? Încep să spun că mi s-au luat de câți urși am văzut. Bă, ăștia au dat de mâncare, vezi? Încă o mamă cu doi pui. Bă, frate, asta ai și tu pe o să stai cu ursul așa la geam. Bă, da, nu poți să iei pe seamă un animal sălbatic. Da, pe bune, poate să fac orice. A, uite aici, priveliște. Și acolo sus, vârful moldoveanu, suntem foarte aproape de cel mai înalt vârf din România. Vreau să vă zic odată ce am trecut de zona cu lacul Vidraru, gata cu urși, așa că sper să fie gata pe bune și să nu mai fie urși, pentru că nici nu prea mai e pădure aici. Deci ce priveliște e aici, frate, fenomenal. Mereu când vin aici, rămân fără cuvinte. Fiți mândri de țara voastră că e frumoasă. Așa cum este aia, e frumoasă, fiți mândri. Ar fi o variantă să stăm acolo. Pare safe, nu văd urși, dar aș vrea un loc unde să nu fie chiar în stradă. Nu prea m-am oprit așa des pe partea asta de la Transfăgărășan. E drăguț pe aici. A, uite și acolo cum se vede. Și uite cum e peisajul ăsta aici. Cum arată mașina asta în peisajul ăsta. Deci, băi, ești oră de tot. Și am ajuns la nebunia de la Bâlea Lac. Am ajuns oficial cu 56% baterie și am mers repede. Deci avem cam vreo 54% baterie până o găsim noi probabil popas. Deci am fost înăuntru la cabana Bâlea și ghiși cât costă, frate, să stăm să campăm aici. 50 de lei. 50 de lei putem să campăm ori aici în parcare, în cum să stăm cu mașina legit, să plătim, să cu chitanță toate alea, ori să stăm pe aceiași bani undeva mai izolat, puțin mai încolo, adică nu în parcare aici unde sunt toate mașinile, unde se stă cu cortul de obicei, putem să stăm și cu mașina acolo. Eu cred, n-am mai întrebat asta, dar am văzut pe net că cazarea la cabana asta costă undeva la 500 de lei. Ca idee. 500 de lei în cabană, ori 50 de lei în mașină. Am plătit, acum căutăm un loc unde să campăm. Practic nu vreau să stau aici în parcare, pentru că mai mare nebunie pe aici, trec oameni tâcă. Bă, ideea e că măcar aici avem toalete, adică asta e un plus. Puteam să stăm și în altă parte pe gratis. Eu așa plănuisem, să stăm undeva pe gratis, dar am zis, hai mă, 50 de lei, avem și noi o toaletă și suntem aici, în civilizație, fix lângă Bâlea Lac. Am ajuns, cam așa arată locul nostru, suntem fix lângă Bâlea Lac acolo, iar aici, încolo, e priveliștea aia frumoasă. Hai să vedem împreună. Și uite acolo, e Transfăgărășan. E așa liniște, deci nu te doare capul, deci aveți nevoie oamenilor de liniște asta. Deci acolo e altitudine. Ce fotoara de geografie cu Andrei. Important e că am găsit un loc, e ok, avem priveliște, e chill, nu se aude gălăgie. Ideea e că noi puteam să stăm undeva lângă șosea, dar dacă trecea o mașină sau ceva, ne speriam, ne nu știu ce. Te trezeai, îți strica somnul. Da, așa că n-am vrut să stăm lângă șosea. Da, eu vreau un ciurto și un mititel. Mergem să mâncăm, avem mâncare și aici, uite al plus, avem
mâncarea relativ aproape. Mergem să mâncăm și după contăm patul. 17 urși am văzut până să ajungem la Bâlealac. În apropiere de Bâlealac n-am mai văzut niciun urs. Uitați-vă la ăla. Nu cream că așa ceva face și România. Ăla e un om acolo. Îți trebuie multă experiență ca să faci asta. Ce vorbești, mă? Îți trebuie prea mult curaj, prea multă nebunie, de fapt. Să avem poftă, o masă tipic românească, pentru că e ultima masă pe ziua de azi, așa că mănâncă. Păi chiar este. A sunat dubios cu ultima masă. S-a mâncat bine, acum trebuie să ne asamblăm batul, cum s-ar spune. La ciocolățică de casă. A început să fie frig pe aici, mai ales pentru că nu mai este soare, cel puțin în partea acolo unde era de mâncat. Seara asta chiar cred că o să fie frig. Începem operațiunea patul. Avem aici salteaua, pe ce o să stăm noi, plus cearceaf. 18.55, hai să ne încădurează să facem patul. Uitați-vă cât de moale este salteaua asta. Ar trebui să dormim destul de bine. Să uită un pic dubios oamenii aici, nu le vine să crede că noi dormim în Tesla, mai ales când ei au dubițele astea, da? Ai! 73 minute, ta-da! Cam așa se prezintă patul. Acum, hai să testăm și cât de comod e, nu? Testăm? Mamă, cât de tare! Pă să ai priveliștea asta! Acum când stau aici, în pat, e genial! Wow! Noapte bună! Ai mă, că mi-e frig și mi-e... Gata, nu te gândești la sufletul meu. Gata, domnișoară. Mamă, deci nu mai pot, efectiv. Deci... Hai că ți-am dat drumul la căldură. Deci eu simt că e cald aici. Mi-am pus și păturica, zici că e iarnă, frate. Da, aici e cald oricum față de cum e afară. Dacă mai îmi ții ușa aia mult deschisă, nu mai e cald. Deci am lăsat-o și eu 10 minute când m-am dus la baie, a luat-o somn deja. E bine aici, nu? E cald și s-a făcut cald și, și s-a e comod. Liniște. Și liniște, nu? Ia, mi-ai deschis ușa să faci frig. Gata, mă, ho, că mă vin și eu acum cu tine. Cam așa se prezintă situația în față, iar noi stăm aici pe opulență. Se stă bine. Mi-au flashback-uri de când am dormit ultima dată în Tesla, că am venit pe tarde. Ai, am uitat de aia, mă gândeam de aia de la mare, în care a venit poliția. A. Deci într-una cu poliția, într-una cu petardă, sper că asta nu mai e cu nimic. Ideea este că noi acum nu mai avem cer. Eu am mântat astea pe timp de vară ca să nu se mai încălzească mașina, da? Observați. Dar acum am realizat că aș cam vrea să văd cerul, că na. Hai, lasă că e noapte, nu vrei să vezi. Să ne culcăm, băi, alo! Ne-am baricadat de tot, uitați-vă cum arată, nu ne mai vede nimeni aici pentru că geamurile astea sunt fumurii aproape total și nu poți să vezi de pe partea cealaltă nicio șansă. Ia zi, cum e? Cum e senzația aici? E foarte bine, dar vreau să dorm. Da, mai avem chestii de făcut, ne culcăm acum. Păi, nu, nu, da. Adică jumătate de oră nu strică nimănui. 21-28, Ioana a decis să ducă și ea la baie. Doamne, cât de întuneric e aici. Gata, ai rezolvat? Da, a fost bine, doar că atunci când îmi era lumea mai dragă, mi s-a oprit becul. Era pe senză. Da, eu n-am știut. Am început acolo din toaletă să fac așa, ca să se aprindă. N-am văzut niciodată așa cer înstelat cum văd aici. Și probabil are sens pentru că aici suntem la peste 2000 de metri înălțime. Asta e tot ce poate să prindă camera asta. Deci cam ce vedeți, nu se vede cred că nimic. Deci nu se vede probabil nimic pe lângă mine. Dar am ieșit puțin, acum suntem fix unde se vede priveliștea foarte mișto. Acolo e Bâlealac, voi nu vedeți nimic. Hai să mergem ușor spre mașină pentru că începe să fie frig. Și cred că o să dăm drumul la un live pe care voi probabil l-ați văzut. Nu știu ce am putea să facem în afară să dormim. Am dat drumul la live aici, 260 de oameni, suntem live pe TikTok, spam toată lumea acolo cu salut YouTube, e plin chatul de salut de YouTube, vă pupă toți. De asta trebuie să dați follow pe TikTok ca să fiți la curent când mai facem live-uri de-astea spontane și aflați dinainte multe informații, așa că dați follow pe TikTok, pe Instagram, neapărat. Par un pic cam obosită la față, tocmai ce am terminat live-ul pe TikTok și e ora 11, bă cât repede trece timpul, frate. Ne culcăm că tu vă căști cam leșinat. Nu vrei să mai reacționăm la nimic acum, nu? Ne gândeam să reacționăm la niște TikTok-uri, dar Ioana Steluța e cam obosită. Deci, mașina în momentul de față are 49%. Cam asta vedem în față, negru. Nu văd nicio nimica ca om, efectiv, cum mă uit afară, e atât de întuneric afară. Să vedem de la 49% câtă baterie o să avem când ne trezim. The next day. Bună dimineața.
Este 9.47. Ioana Sârța nu se trezește. Alo. Bă, deci s-a dormit atât de bine. Dar pic frig la picioare. Revenim după ce ne trezim calme. Cât crezi că avem baterie? Nu știu, că la câtă căldură am băgat, că nu mă puteam de frig. Cred că m-a rămas cu 5. Nu mai plecăm. Bă, nu. Nu, m-am uitat oricum. Stai liniștită. La 5 dimineața aveam destul. Cred că de-aia mi s-a făcut frig. Ai oprit tu căldura? N-am oprit-o, mă, ce, că merge. Că am văzut că mai avem, uite. Deci ca să vedeți cât avem baterie. 33% avem baterie. Am stat cu 22 de grade. Bă, deja e cald, frate, ce frumos. Mamă, da, vine să fac plajă. Tocmai am avut cel mai mișto zbor cu drona de până acum. O să vă pun și câteva cadre pe ecran. Am mers cu drona la 500 de metri altitudine față de unde suntem acum. Deci dacă noi acum suntem la 2031 de metri altitudine, eu am fost la 2531, aproape de cel mai înalt vârf din România. Am văzut vârful, cel mai probabil l-am filmat, că am filmat 360 aici și vârful e undeva încolo și 100% l-am filmat. Sunt 100% sigur că dacă bătea vântul aici, nu mai reușeam să ajung cu drona acolo sau eventual o pierdeam. A fost și sunt condiții ideale, frate. Deci ce soare, nu bate vântul aici la Transfăgărășan, sus de tot, unde de obicei bătea un vânt de tot la pe sus. Hai că am făcut pofta acum la oameni, ci că pornește vlogul. Cred că mă înjurați în comentarii acum. E și călduț. 31%, aparent cât ne-am dus să luăm chiurtul și am uitat căldura pornită, by the way. Am strâns patul, mașina e gata de drum. 31% ca să ajungem undeva în partea de jos a muntelui. Cel mai probabil o să avem mai multă baterie când o să ajungem la stația de încărcare. Următoarea oprire o să fie un complex turistic foarte mișto, unde avem de mâncat foarte bine și de încărcat la fel de bine. 37% ne zice. Vom vedea cu cât ajungem de fapt. Am ajuns la complexul turistic Albota. 38% baterie. Adică 7% baterie în plus, deși a mers vreo 45 de minute. Mașina electrică, poți să încarci bateria dacă ești pe coborâre. Una rapidă și una mai lentă. Asta o să încărcăm noi, la asta rapidă. Ne-a venit și mâncarea, tartar de păstrăv cu caviar și Ioana o ciorbă de văcuță cu smântână. Eu nu pot face comparație că habar nu am cum are gustul tartarul de păstrăv. Miroase bine rău. Bun, rău. 25 lei a gustat asta ce am mănânc eu aici. Evident, nu e mult conținut, dar am vrut o gustare eu personal. Prima dată când mănânc caviar. Bă, dar e foarte puternic. Zici că direct din mare luate. Are gust de marea neagră, zicură zici direct de mare. Bă, bune, dar prefer cred că mai mult icrele, poate. Nu mă dă pe spate să zică, mamă, caviar. Gata, guys, am mâncat. Mie unul personal chiar mi-a plăcut ce am mâncat. Ioana? Da, a fost bunicel. A, că am rămas cu gândul la restaurantul ăla de la Câmpina. Dacă n-ați văzut video cu aniversarea, să mergeți să vă uitați. Video-ul ăsta s-a terminat, aventura a fost chiar destul de interesantă. Chiar o să vreau să mai repet chestia asta. Nu știu, mie unul personal chiar mi-a plăcut. Dacă aveți întrebările de toată nebunia asta, lăsați-le în secțiunea de comentarii, o să încerc să răspund la cât mai mulți dintre voi. Cam asta a fost. Vă pup, ciao!